La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Da, au rămas toate colegi. Nu mai nebunești. Strat. Merg cu viteză, dau peste oameni, masă, toate mi se alodă toți nimeni. Aoleu. Da, îmi trebuie o pauză, vacanță. E bine, colegul. Sunt bine. Dumneavoastră, cum este zis domnul Balan? Tu bine, tu bine. E acum după ore de muncă. Aha. Cum a fost azi? Totul bun, totul ok? Tot. Nu, nu e problem. E tot bine. Da. Foarte bine. Tu? Da, bine. Nu știu, numai viteză m-am până la casă. Adică merg într-un hal unii. Nu le-a făcut nimic? Ba, ia Max, le-am dat amenzi, puncte. Te-ai bătut, te-ai dat cu bâta. E. Cât să nu bată la ochi acolo? Puțin așa. Păi le-ai dat drumul până de un copil, că l-a căcat pe un copil. L-ai pind? Băi, ăla a ajuns acolo, are vacanță până la Jilava. Da. E bine. Pentru noi e bine, pentru el nu știu cât de bine. Poate se învață minte. E bine, e bine. Eu te tăpec acum că e dântudă. Am înțeles bine, schimb imediat, da? Ti, da, da. Bine, pe... Pe rămâna. Seacă, bă. Ne vedem mâine sau când mai ai tur. Pa, pa. Te pin, îi bate în mod, măi, în mod. E dântură. A metit dântură. Te temeg undeva, te mă pit prima oară. Că nu m-am dat aici. Mă dută, mă pit. Dar pe nu, e dântură. Dacă e dântură, e dântură. Numai ta. E dântură. Uite-te, uite-te. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life. Ăsta este un nou caracter, îl cheamă Petre Bălan, dar lumea îi spune Coco. Te-ai. Mă, curate, n-am dute de rande. Mă, uitate-mă pe după copacul ăla. Nu, e nicio problemă, stați niște. Mă, curat. Hai, salut. Așa, hai să ne punem undeva ca să vă povestesc care e treaba cu caracterul ăsta în mare așa. Pentru că o să-l descoperiți voi mai târziu după aia. Așa, numele lui este Petre Bălan, lumea spune Coco, așa îi spune domnicul Coco. Are 44 de ani și are probleme mentale grave. Treaba e că a asistat la uciderea mamei lui când avea 4 ani. Și na, pană. A intrat și el în poliție ca să-i facă dreptate, să-i facă dreptate pentru maică sa. Dar, na, fiind dereglat mental, are probleme mentale, nu este un orice polițist. Bine, e dispecer, nu se ocupă el cu cazuri și de-astea în timpul muncii, dar când iese dântură, ai și dântură. Cam asta vă spune și numai devreme. Dacă e dântură, e dântură. Nu, am ieșit dântură. Și când ai și dântură, e clar. Băiatul meu e criminal. M-am inspirat din Dexter, dacă știți serialul Dexter. El era polițist, bine, nu era dispecer, el era criminalistic, ceva chestie, na, whatever. Dar ăsta fiind dispecer, îl aude mereu unde se întâmplă cazurile și așa mai departe, și așa mai departe. Na, vă dați voi seama. Și știe și el. Știe, fiind dispecer, știe unde se întâmplă cazuri, cine a făcut, ce s-a întâmplat. Și când iese dântură, atunci urmărește oamenii, îi omoare și omoară doar oamenii care au cazier sau oamenii care sunt vinovați de ceva, dar nu au fost prinși încă. Deci nu omoară orice om, așa random, nu omoară pe oricine. Așa, și cam asta este.
Pe timp de zi este polițist, este dispecer, iar pe timp de noapte, pe timp de noapte când iese dântură, practic a ieșit dântură Petre al nostru. Și na, o să vă mai povestesc eu pe parcurs despre ce este vorba cu Petre Băran. Și toată lumea îmi spune Coco. Toată lumea mă tigă Coco de mic, nu tu de te. Tita îmi pune dacă vă poate vota mea, cum vorbesc că ta pentru părinții mei. Pentru părinții mei vă omoră pe voi. Dar și măsa și taxul a fost omorât, nu doar măsa. Tita aici te bate lumea. Tata aici. Tata aici, tata aici. O, noroc, noroc. Tata în lumea aici, tata la urtea și te bate lumea? Da, da, era un pocăit de se bătea pe aici, nu știu ce, ce treabă avea cu un băiat pe aici. Da, 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 da. Dacă e nevoie, chem poliția, nu e problemă. Am chemat poliția. Am chemat vreo, dar n-a venit nimeni. Da. A venit poliția și a zis că rezolvă. Da, de două, de că e oratul, e oratul, nu e bine. Deci Brești, cum se băteau ăia? Te băteau rău de totul? Fai, cum și-o dădeau încă? Da. Au dat-o în cap rău de tot. Bate-l și pe ăsta. Bă, adevărat zici eu. Te vorbe, done. Cât consumă brei asta? Contum, mă, patul în urat. Ma. E bună pe contum. E bună. E matina peturală. Sunteți la pensie, domnul? Nu, am 4 tine de ani. 4. Mă dați și pe miniatură. Nu tot chiar atât de bătân. Ca ce lucrați, domnul? Din Peter, la poliție, din Peter. Aaa, pe aproape da. Mă ocup cu telefoane, cu telefoane, primele telefoane, nu e la pentie. A, e frumoasă rău de tot mașina asta, seamănă așa cu mine puțin, așa din profil. Mulțumesc. Dacă seamănă cu tine, nu e frumoasă. Seamănă puțin, așa la farul cu ultimii măi. Nu vă las mă de băiat, că el e camera mea. Uite, bă, ce oameni răi, bă. Tu-mi politit. Sunt din Peter. Bine, tata aici, odi bună. Salut. Ardere. Atată, tata facă noapte. De cât a făcut noaptea, a mete dintură, de când e dintură, nu e problem. Te mai bate, va vendină, că ăta nu costumă mult, costumă puțin, dar are de devorul mic. Tata aici, o di bună. O di bună. Dumneavoastră vă costumă mult golful? Ce ziceți, domnule? Tata aici, o di bună. La fel, în orice mașină. Pe la poliție. Mă du-te vă ce uite dinaintea lor. Mă du-te vă te tâmpă. Dar pe tine de dia, nu ia tiva. Rotu. Asta da. Paita, că e paita. Te-te bata ea. Te bat. Te vine poliția acum, te prindă. Te bate. La cât te bat? A băgat cutii din el. A băgat! Te vine poliția. Ud. L-am văzut cum arăta. Te pec. Ia mai tot că nu vrea tot matina. Dar l-am văzut pe ăla, era îmbăcat în negu. De cu păr ta, de la modern. De poliția nu o tăpindă, că l-a furit. De ăla a murit. De pe unde e tu acum? Pe unde e tu? Nu tu pe unde te dai aici?
clipa, uite, uite. Mă duc să caut. Mă duc să caut pe ăla, nu că-l gătesc eu. A luat-o încolo, dar a venit. Din nou te prindă niciodată. Haide, 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 haide. Haide, haide, haide. Haide, haide. Atac-i că matina lui. Că e păcat acolo. Dar nu tu poți fi fudit. Tu-a fi dut pe câmp? Pe câmp acolo? Am luat-o ghetit. Am luat-o ghetit. O fi paiti? Nu tu unde te mă duc de caut. Domnul, mă auziți? Tataidi? Să trăiți, domnul, nu știți cumva unde e pizzeria Hades? Pizzeria, da! Urcați... Mă puteți duce până acolo? Da, 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 urcați la mine, că vă duc eu oricum, mă duc de mănânc pita acum. Dumneavoastră, tu te din orat? Da, domnule, sunt de aici. Dar am văzut că a legat atâta, tu te tubătit? Nu, domne, mai făceam și un pic de mișcare astăzi. Eu nu pot, că eu am problemele, am coriodă titifodă. Aia, urât, domne. Coriodă titifodă. Așa este. Te vete mâncat o pita? Da, domne. Vă duc eu la pita. Dumneavoastră sunteți nou pe aici, domnule? Nu. Eu lucrez de IT în orate. Și ca ce lucrează? Dipeter, cu telefoane. Oh. E bine, domnule. La poliție. Bănoasă treabă. La poliție? Dipeter, la poliție. E bine, domnule, înseamnă că e bănoasă. Iete. Da, e departe pizzeria asta? Iete, naturat. Da, o luăm pe cutătură. Aveți pe cutătură? Da, doamne, pe scurtătură e bine. Sigur. Uitată-i ta. E timp acolo pe pod. Te aduc de la pizzerie. Eu lucrez aici. A fost de multe ori. Am înțeles. Mă puteți aștepta un pic ca te iau și eu banii? Desigur. Dacă vezi la toaletă, e acolo. Puteți vă pitet acolo. Mă aduc acum de pe la toaletă, că... Mă cam scap. Da. Te dai încuiat. Aolo! Domne, ce faci, domne? Aolo! Letina, futu-mote, măte, letina! A, te leau repede, date, că-i pătui blădite, mă bede lumea. Tata bagă matina.
Te timp matină vă tu moti măti. Ata. Te-am băgat o matină cu două moate, mate. L-am pind. Am metit din tură, Ututu-te-am, mate. Îl duc la locul meu pe teală. Hai că te tinte de adă, te duc tu mor, te dacă tu te... Tinte de adă pe mor, te duc cum trebuie. Te arandezi, te de te 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 te. Te arandezi pe mor. Dacă nu te prinde poliția, te prinde. Eu te prind, nu e problemă. Pentru părinții mei. Că probabil tu mi-a omorât părinții. Ata. Te mă fac, te mă fac. Tata Ed. Bună seara. Tata Ed, colegul. Agent principal, asta te pot hoarde la poliție. Tata, eu te împete în bălan. Colegul bălan. Coco. Coco. Ce faci, colegul, cu viteza asta, să zice? Mă, găbeam tu de un prietenul, tata, după cacată, că e beat. Ah, e prietenul tău? E un prieten vechi, a venit în orat un pic, două dide. Doar două dide, tata. Tipeacă. Ai și stă la tine. Nu, te la bunica lui. Da, așa cu mine la spate. Ei, e bine? Tata, i-a mortit mâna. Te tăierea ta ca te duc acasă, că e doarme acum. Să nu-l trezesc. Păi, tu, da, puțin mai încet, așa. Doarme. Doarme, da. Nu vreau tot tine, că apă multă te dă. Da, nu-l trezim, nu. Te m-a chemat ca te duc acasă. A, nu, tol, nu-i nicio problemă. Pentru nopțile care nu se mai termină, pentru fetele. Domnul polițist! Tătăi, te-am plecat. La revedere, pa, coleg. Domnul polițist! Am căpat. Am căpat putu moti, mati. Am căpat. Aoleu, capul meu. Ta din gură. M-audi? Ce s-a întâmplat? Aletinat. Aoleu. Ai alunecat împitat, te-ai alunecat, te-ai cu ducul capul de veteu. Dar eu te duc acasă. Da. Te timp bine? Nu prea, doamne, mă doare capul. Păi, ai letinat și te lovi cu capul. Nu mi-aduc aminte de nimic, doamne. Da, linitică, mi-aduc aminte tot. Tu moti, măti. Și mă duceți acasă? Acasă te duc, tu moti, măti. Date cum te duc? Acasă te duc. Tu pani n-am. Mi-aduc aminte să fie casa pe aici a mea, dar... Te duc acasă, pe eu, te unde stai tu? Am încredere. Acasă te duc tu moti, măti, te fut băbăta.
Că mă nu mă tot right. Da, dar casa mea pare că nu era pe un dig așa. Dar tu de nitică, te duc acasă, mormânt. În mormânt, tu? În mormânt te duc. Pe ce am făcut-o? Tu, moti, moti. Ata, ata. Da, ata, ata, te dau de matină. Du-ți de dement. A, ta, futu, moti, moti. Dați-mi drumul că m-ați legat ca pe un câine. Da, acolo. Vino cu ate. Nu. Stai, domne. Da, acolo, în genunchi. În genunchi. Mă deruc, tare. Dacă tip, te umor. Te nu tip, da? Nu. Pune-te mie, dă-te la mână pe omul ăla. Pe cine tu? A băgat cutitul în tine, va? Te-ai putit. Nu cunosc, domne, nu știu. A băgat cutitul, te-am văzut în păcare. Te-ai bătut cu el, ai băgat cutitul în el, te-ai putit. Doamne, m-am apărat și eu, că dacă nu mă omora. Te-ai băgat cutitul în el, te-ai putit. Dacă era la tot apărare, nu te bătă putit. Bă, m-am speriat și eu după aia, că vă dați. Te duci la poliție, te predai? Să mă duc la poliție să mă preda? Bă, da. Mă duc, doamne. E pe atât de ce să fac? E pe atât de eu. Ridică că e pe atât de eu. Haideți, doamne. În toate regret ce am făcut. Da, acolo. Haideți, doamne, că regret. E ok. Pare că tu rău. Ai murit după mama și pe tata. N-am omorât, domnule. Mi-a omorât părinte. N-am omorât pe nimeni. Unul ca tine. Doamne, n-am omorât pe nimeni. Asta este pentru părintele mei. Pentru părintele mei! Te bine mă timp. Te bine mă timp. Tata bătă până înapoi. Te răpă tata ta nu cât nac. Te nu cât nac. Putu moti moti. Am urut pe mama. Tipo tata. Mamă, cât s-a dus, what the fuck? Asta e te. Viața de... tăboinic. Un tăboinic. Tu bă morți în gură că căpat boi. Criminali. Tu moti moti. Da, mă, băieți, și cam asta este introducerea, să zic așa, că nu pot să zic că este un episod full șmecher. Dar cam asta este introducerea lui Petre Bălan, spus Coco. Sper că v-a plăcut. Dacă vi se pare super mega enervantă vocea, puteți să-mi spuneți. Și mai modificăm acolo, să fie mai... să înțelegeți mai mult despre ce vorbește el acolo. Sau poate vă se pare amuzat, nu știu. Vreau să spuneți părerea voastră în comentarii. Cât mai multe comentarii despre caracterul ăsta, să-mi spuneți și mie părerea voastră. Pentru că tot voi mi-ați spus să fac un caracter cu vocea asta. Și am zis, bă, hai că fac. Și plus de asta aveam în minte să fac un... următorul caracter să fie un caracter ăsta criminal în serie. Și asta este băiatul nostru Petre. Și na, ce să zic. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Nu uitați să lăsați și voi un like. Sper să strângem multe like-uri la episodul ăsta, pentru că e ceva nou pe canal. Iar noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Mergeți să le dați și follow la băieții mei, lui Maidol și lui Millennium, pentru că
m-au ajutat acolo. Auzi? Și ne revedem data viitoare. V-am pupat, să aveți o zi perfectă în continuare. Ciao. Pa pupa, pa pupa, am mergit de tură. E tuntură înapoi acum.